Ok, salutare lume și bine v-am găsit la primul episod de pe noul meu canal de Minecraft slash gaming și s-ar putea în viitorul apropiat și vlog vedem. Oricum, am început o serie nouă pentru că am un canal nou și așa. Joc pe noul update care nu știu cum se numește, se numește Minecraft 12W22A. Intrăm înapoi pe lume, are un nume destul de stupid slash ciudat. Ok. Să luăm chestul acesta de aici cu toate itemele din el. Itemele, ok, așa. Am luat tot și să mergem să explorăm un pic pe aici, pentru că trebuie. E obligatoriu. Fier. Așa, mersi. Da, nu știu, mi se pare destul de interesant acest update, adică gen dă un chest pentru începător și ce am mai auzit că acum că din cărbune și dacă spargi cărbune, diamant și am uitat cum se numește acela. Am uitat, oricum, nu contează. Îți dă experiență. Și nu știu, mi se pare destul de interesant, adică gen ai un pick cu silk touch și îți faci așa într-una până faci level 20, până se sparge pickaxe-ul. Ok, cred că o să facem, nu știu, vreo level 5 din tot asta. Da, cred că level 5 facem. Ar fi și mai că dacă am face și 6, dar nu facem doar 5. Ah, nu, facem 6. Oh, perfect. E super, super tare. Ok, să punem și tot, să vedem mai bine. Să pun... nu, no, nimic, n-am găsit nimic. Să mergem mai departe. Ok, și nu știu, de când am aflat că se dă experiență dacă spargi un bloc sau ceva. De fapt, un minereu sau ceva. Nu știu, parcă sunt mai încântat și vreau să iau tot, cum îi spune, vreau să iau tot cărbunele pe care... Nu. Nu, astea nu, am deja. Ok, și aș vrea ca să-mi fac o săbie, să mă duc să omor niște găinușe și niște porci, pentru că sunt aici și de ce să le obor, ok? Am diberit pe o apă destul de frumoasă, i-am pus eu un seed așa mai șmecher. Pe care nu o să vi-l dau, este seed-ul meu propriu și personal. Ok. Am pus numele la un prieten și văd că mi-a dat o mapă super epică. Așa, găinușe proastă. Ok, te-am omorât. Să mergem să omorăm tot, ok. Așa, să omorăm și porcușorul acesta. Porcușorul ăsta a plecat la plimbare și găinușa asta o să moară. Așa. Sper că vă place bitul de pe fundal, este făcut de NC Beats. E un tip super tare, canalul lui e în descriere. Da, plus încă câteva canale destul de tari pe care își vrea să le vizitați dacă l-ați făcut-o deja. Dați-le și lor un subscribe, merită foarte mult. Ok, să mărăm și găina asta și să mergem să ne uităm. Văd aici niște trei de zahăr, dacă o să îmi trebuiască o să vin să o iau. Ok, să mergem mai departe. Opsi, găinușul. Hei, PC. Așa, pa PC. Ok, să luăm și crafting table-ul ăsta, pentru că nu ne permitem să pierdem resurse foarte importante, cum ar fi un crafting table, wow. Să mergem să ne uităm. Văd că am și junglă în partea aia, am văzut zăpadă acolo și wow, ce fain arată asta. Super tare și văd acolo încă o peșteră. O să mergem să explorăm și sătucul acela micuț. Fuck! Așa, să intrăm aici, o să iau alea când ies. Ok, mai pun o torță și atâta ne-a fost nou. Să luăm tot fierul acesta, nu știu, odată m-am speriat, cream că deja nu mai găsești fier cum găseai odată, adică cum găseai în update-ul trecut. Începeam să găsesc numai câte o bucată, câte două bucăți și mă început să fiu ceva genul, what the fuck, de ce, și nu știu, ok. Să luăm tot cărbunele astea pentru că ne dă level fine. O să facem deja level pentru incent și toate cele. Da, sper că nu m-au zis foarte încet, dar din păcate eu am două microfoane la calculator și nu mă lasă, frepsul nu mă lasă, de fapt nu știu eu să selectez celălalt microfon, să-mi registreze celălalt microfon. Dacă cineva știe, vă rog să-mi lăsați în comentarii sau nu știu,
Adăugați-mă pe Skype și spuneți-mi, pur și simplu, nu? Ok. Ne mai trebuie torți, așa că am să mai fac din chestia asta. Ok, sunt torțele astea, le punem aici. Da, se plângea cineva că eu, în toate play-urile pe care le-am făcut până acum, niciodată nu m-a văzut cu o lopată. Da. Vă dați seama de ce se poate plânge un tip că nu m-a văzut pe mine niciodată cu o lopată. Foarte fain, nu? Ok. Să luăm și cărpunele ăla de acolo. Și am făcut level 14 deja. Este un level foarte bun pentru primul episod. Cred că gen... parcă aș fi stat să fac level acum. E foarte genială chestia asta. Ok, să luăm și cărbunele și levelul acesta și să trecem la treabă. Nu, era să cad, ok. Cred că cu torța acolo nu mă interesează. Oricum, locul acesta arată genial, este super interesant. Jungla acolo și jungla acolo. Wow, ce fain arată chestia aia de acolo. Ok, și... stați o secundă. Video setting. Destul de bine, ok. Cred că o să omor șoile astea pentru că am nevoie de lână pentru pat. Wow, dintr-o lovitură. De-aia am dat critic. Bun. Wow, da, dau critic cu orice lovitură. E cam interesant. Interesting. Să iau și oul acesta. Da, ne trebuie. Așa, avem destul cărniță și acum să căutăm un... din acela, aminte cum se numește. Un fierar, un blacksmith, în acest setup, pentru că știu că sunt niște iteme destul de interesante. Bă, urâtule, ce m-ai speriat. Ok, omorâm găinușa asta, omorâm și găinușa aceasta. What? Da. Văd că jocul tot îngheață. Serios. Scuzați, așa, în greșeală. Să mergem să explorăm și această mină. Pare ce o să ne aducă bunătăți. What the fuck? Nu știu de ce am spus chestia asta. Să ieșim de aici pentru că suntem niște boși. Uitați acolo niște cocobinuri care nu știu cum să fac prăjiturile din ele. Nu știu cum. Nu știu de ce și nici... de ce nu? Nu știu cum să fac. Mai trebuie luate cu foarfecă sau cu ceva. Oricum o să le iau pentru că aș vrea să fac o fermă. Ca să-mi fac multe prăjiturile. Nu știu sigur dacă trebuie crescute numai pe copaci din aceștia de junglă sau merge și pe copaci din ea normal. Oricum o să iau niște saplinguri de junglă, dar oricum o să stau prin zona asta și na. O să omor toți porcii aceștia și eu și cărbunele ăsta. Nu, încep să fiu nebun, iau tot cărbunele care îl găsesc numai pentru level. Fus, rot, ok, l-am omorât. Fuck. Așa, wow, destul de fain. Să urcăm aici sus și să omorăm încă un porc. Sunt doi. Bă, nu, e doar unul. Am vedeli. Ok, să intrăm aici să vedem ce putem găsi. Cărbune, dăm cărbune. Ok, am găsit cărbune. Sunt mai ericit. Oh, nu, tu vină cu. Ok, luăm și cărbunele acesta. Foarte șmecher că, mamă, am level 20 aproape. Ești nebun, doar din cărbune. Wow. Ar fi fain să dea, spre exemplu, diamantele, să dea câte două level sau trei. Ar fi genial, absolut genial. Așa, ok, am luat ce... ăsta, așa. Am level 22. Imediat fac 23. Fac și mai mult de 23. Îmi place update-ul acesta la nebunie. Wow. Am level 24. Îmi place update-ul acesta. E update-ul meu preferat. Am să-mi iau torțele pentru că n-am să stau pe aici și n-am de ce să. Ops. Se pare mie să se întunecă. Oricum, porcul acela s-a cățărat în copac. Serios. Nu-mi pasă de el. Ok, eu aș vrea să fac o căsuță în jurul acelui copacel drăguț. Nu se mai vede acum. Hai să iau și sugar cane-ul acesta. Și vă place nouul meu skin? Anonymous.
este Anonymous. Cineva nu mai știu ce a zis despre el, că este... Nu mai știu. Ok. N-am să mai omor găinușile astea deocamdată, am să le omor. Pentru că am nevoie de ele, că aș vrea să fac ceva ferme. Da, văd că s-ar le apune. Dar eu, cum sunt eu mai leneș și așa, joc pe peaceful, pentru că nu prea vreau să mă bat cu moșii din prima noapte. Și așa că m-am băgat un pic pe peaceful, sper că nu vă supărați, nu? Nu, asta ar fi super tare. Ok, din următoarele episoade voi juca pe normal sau hard, vedem noi. Da, chiar lăsați-mi în comentarii dacă vreți să joc pe normal sau pe hard. Da, unii cred că o să se întrebe de ce nu am făcut serie de hardcore. Păi, este foarte simplu, pentru că și fiindcă toată lumea a început să facă serii de hardcore și așa. Și, nu știu, nu mi se pare chiar așa de interesant hardcore. Ok, hai să curățăm un pic pe aici. Da, curăț cu sabia, pentru că n-am chiar așa de mare nevoie de ea. Hai să iau și dirtul acesta și să fac platforma asta mai rotundă un pic, pentru că aș cam vrea să fac o casă pe ea și, na. Oricum, copacul acesta o să rămână aici, pentru că îmi place la nebunie, e copacul meu preferat. Ok. Ok. Și acum, așa. Să facem, crafting table am și am să-l pun, uitați aici, pentru că este drăguț. Așa, și am să fac un pătuț ca să mă culcuț. Ok. Îți pun patul așa și am să dorm. Dorm. Da, eu dorm. Eu doarme. Da, mi-am adus aminte de ce... Nu, nu trebuia să spărg asta, dar hai. Mi-am adus aminte de ceva. Vă rog să nu mă mai băgați în conferințe kilometrice, pentru că cine mă mai bagă într-o conferință din aceasta ia bloc instant, pentru că n-am nevoie de aceste conferințe, gen, nu știu, sunt enervante aceste conferințe. Am spus de prea multe ori conferințe, nu e bine, ceva nu e bine în universul acesta. Ok. Să punem acest iron la prăjit și după aia o să punem și niște cărniță, dar deocamdată să ne face... trebuie să mă duc să mai iau două bucățele de piatră. Okay. Era șmecher dacă ne dădea și un topor, dar bine că ne-a dat două pickaxe-uri de tablă, era să zic, de piatră. Este destul de bine. Ok, platforma aceasta începe să prindă o formă frumoasă, acest copacel aici. Copacel drăguț. Și n-am bețe. Să fac acum niște bețe, să le pun aici și să trecem la treabă. O să mergem în junglă să luăm niște lemn. O să trebuiască să astup chestiile astea aici, pentru că sunt enervante. Și am o idee cum se dezvoltă această platformă. Spre exemplu, aș vrea să fac un orășel așa pe tot acest râu. Nu știu, ar fi o idee destul de interesantă după mine. Uitați niște porci. Mi se apără că îmi sună telefon, dar nu. Perfect. Ok. Ce m-a surprins pe mine este că eu am canalul deschis de, să zic, vreo 3 zile, 4 zile. N-am dat niciun mesaj, nici nimica cu canalul. N-am pus niciun video și eu deja am 140 de subscriberi. Da, am 140 de subscriberi. Mă gândesc oare cam câți ar fi... după ce pun acest video. Oricum, acest video va fi uploadat și pe canalul meu de Grbag 1 și pe de Grbag 2. Bine, de fapt de Grbag simplu, că nu e de Grbag 1. Ok. Dacă vedeți acest video de pe de Grbag simplu, uitați-vă în descriere, pentru că este un link cu al doilea canal meu de Grbag 2. Dați un subscribe acolo de pe acest canal. De fapt, puteți să vă păstrați subscribe-ul și pe acest canal, că s-ar putea să mai uploadez, dar nu videouri gen... nu cred că voi mai uploada episoade de Minecraft sau așa. Nu știu, poate ceva... zic, trailere sau ceva filmulețe pe care aș cam vrea să le fac. Și, da.
Am nevoie de un background de YouTube, dar să nu fie de partener, să fie un background simplu, frumos pentru noul meu canal. Și cine îmi va face acest background să arate destul de frumos, va fi sponsorizat de mine de pe ambele canale și va sta în boxul meu, nu știu să zic, până se termină vacanța de vară. Da, până atunci va sta. Va trebui să mai urc un pic. Ok. Deci, da, și dacă voi face 500 subscriberi și pe acest canal, deja voi face un giveaway. Un giveaway foarte interesant pentru... Foarte interesant, nu prea, pentru că premiile sunt așa. De fapt, cred că voi face numai locul 1 și 2. Adică locul 1 va câștiga o invitație finalist. Sec, nu? Da, va câștiga o invitație finalist. Va apărea într-un episod cu mine dacă vrea și îi voi face reclamă. Pur și simplu. Astea sunt premiile. Nu vă convine, puteți plecați oricum. Da. Nu participați la giveaway, nu că plecați. Ok. Nu m-am exprimat cum trebuie. Să mai am niște dar pentru că am nevoie. Merge un net un pic cam prost, nu știu de ce. Și mi se pare că are legătură cu Minecraft-ul. Și nu știu sigur dacă mai este valabilă faza aceea cu serverul și pe single player, adică gen, nu știu, mi se pare super stupidă chestia aia. Ar fi super super tare dacă ar lăsa Minecraft-ul așa cum este. Este perfect. Eu n-aș vrea să schimb nimic, că pun strip toporul cu tine. Eu n-aș vrea